Din tainele vieții și ale universului, profesor Scarlat Demetrescu, crearea premergătorilor duhurilor. După ce ți-am făcut cunoscut că divinitatea a creat formele materiale în laboratorul lumilor, pot să-ți afirm un adevăr mai profund. Nu divinitatea primă creează aceste forme, ci anumite entități spirituale din laborator. Munca este divizată și în laborator ca în lumile noastre. Marele stăpân al lumilor nu mai creează nimic, el doar conduce. În laborator există entități spirituale foarte evoluate, care odinioară în urmă cu o veșnicie au fost create tot de Divinitatea Supremă și prin evoluție nesfârșită au ajuns lucrători divini în această uriașă sferă fluidică. Acești lucrători ai laboratorului sunt numiți creatori de forme. Creatorii de forme nu fac decât sfere cugetătoare care știu să se miște, dar nu au încă o individualitate spirituală proprie. Viu este și fluidul ce umple cosmosul de aici de la noi până în centrul laboratorului, dar acestei substanțe, dacă i-ai da o formă, nu o poate păstra în veșnicie. În acest fluid viu plutim noi, entitățile spirituale, ființe vii trăitoare într-o apă vie. Creatorii de forme au doar puterea și știința să facă din această apă vie o formă veșnică și vie, care deocamdată nu este spirit sau duh. Mă frământ cum să-i zic acestei forme vii, simțitoare și cu voință, care deocamdată nu este spirit. Iată mi-a venit un gând. Să-i zicem for vie. Înseamnă formă vie sau formă cu viață. Forvia se deosebește de viața sau fluidul viu care umple cosmosul și este lipsită de o formă permanentă. Asemenea forme viață sau forvii se creează numai în laborator. Repet, aceste forme sferice vii și simțitoare, care știu să se miște, nu sunt spirite nici de mineral, nici de vegetal, nici de animal sau om. Ele nu sunt decât principiul, începutul din care se va face un duh. Din materia primă, aflată în laborator, forțe spirituale numite creatori de forme au creat forviile. Rețineți că acești creatori nu sunt încă divinități, ci spirite foarte evoluate, care după ce și-au terminat școala în sfera cosmică, au revenit în sânul laboratorului, unde li s-a conferit gradul de creator de forme sau forvii. Ei au încă în față o scară lungă de urcat, spre ranguri și mai înalte. Deși aceste forvii sunt identice între ele ca formă, toate fiind sferice, n-au toate aceeași capacitate sau vitalitate. Totul depinde de gradul de cunoștință a creatorului de forvii care le-a făcut. După ce au circulat un anumit timp, aceste forvii sunt oprite din mișcarea lor și atrase de entități spirituale mai evoluate decât creatorii de forme, entități care au gradul de divinitate și se numesc divinități de spiritualizare. Aceste forme divine, divinități de spiritualizare, prelucrează forviile, adăugându-le un fluid cu darul de a le conferi spiritualitatea și astfel forvia devine o forvi-spie, formă, viață, spirit. Divinitățile de spiritualizare examinează forviile și deduc ce fel de ființe vor putea face din ele. Fatalitatea sau legea le comandă ce fel de candidat de duh să facă din forvii. După felul cum au fost create, după concepția mentală a creatorului de forvii ce a prezidat la formarea ei, forvia va fi prelucrată de divinitățile de spiritualizare, devenind forvispie de mineral, vegetal, animal sau om. Prin urmare, există mai multe categorii de creatori de forme sau forvii. Prima categorie nu poate să facă decât forvii minerale. Pe o treaptă superioară vor fi creatorii de forvii vegetale. Urmează a treia categorie, creatori de forvii animale și, în fine, creatorii de forvii umane. Forvia minerală este o formă creată de un creator de forme începător, care creează o formă mai ușoară, imperfectă. Divinitatea spiritualizantă, după ce analizează forvia, îi adaugă ceva din mediul ambient. Noi, duhurile, zicem acestei operații insuflare divină. Din acest moment, forvia a devenit o forvispie.
În laborator există mai multe grade de divinități de spiritualizare sau divinități insuflătoare. Fiecare va spiritualiza numai acea forvie care a fost făcută pentru o anumită destinație, corespunzătoare gradului său. Odată forvispiile minerale formate vor fi trimise în lume, în sfera creată, pentru a intra în constituția noilor planete ce se vor crea, animând minerale și evoluând în sânul lor miliarde de ani. După ce vor face evoluția lor completă în sfera creată ca minerale, forvispiile minerale se întorc în laborator. Acum, forvispiile minerale vor fi atrase de alte divinități insuflătoare și transformate în forvispii vegetale. După ce vor face evoluția lor completă în sfera creată, forvispiile vegetale se reîntorc în laborator, unde vor fi din nou insuflate și transformate în forvispii animale. În fine, după ce își termină evoluția în sfera creată, forvispiile animale se reîntorc în laborator, unde vor fi transformate în forvispii umane, o etapă anterioară duhului uman. Din cele expuse rezultă că există 4 categorii de creatori de forme sau forvii și 4 categorii de divinități insuflătoare. Evoluând din treaptă în treaptă, ierarhia lucrătorilor divini din sfera laborator urcă tot mai sus, până ajung la guvernatorul divinilor. Prin incomensurabila sa inteligență și voință, guvernatorul divinilor din sfera laborator veghează la aplicarea riguroasă a legilor, atât în laborator, cât și în cele 4 sfere create care se rotesc în jurul sferei divine. Înștiințarea Tatălui Divin despre tot ce se petrece în cosmos. Religia cea mai înaltă de azi, ca și cele din veacurile uitate, este doar o sinteză a unor succinte cunoștințe cerești, suficientă totuși ca hrană sufletească pentru marele public profan. Prin profani, înțelegem pe cei ce nu sunt în legătură cu noi și chiar și pe cei care, deși au intrat în legătură cu noi, cunosc prea puțin din alcătuirea lumilor invizibile. Numai duhurilor întrupate care au un grad superior în lumea cerească a Terei, avem permisiunea de a le comunica înaltele cunoștințe referitoare la alcătuirea cosmosului și la forțele guvernatoare. Tatăl Divin, Forța Primă sau Forța Supremă, este unul. Unic este Dumnezeu, afirmă Moise, Buddha, Isus și toți prorocii noștri. Toate duhurile care au evoluat într-o durată de timp incalculabilă și au ajuns la dreapta Tatălui Suprem, adică în laborator, au rangul de divinitate. Ele nu sunt egale cu Forța Primă, cu Suveranul Unic al tuturor, ci sunt doar mari forțe divine. În fruntea ierarhiei divinilor este un guvernator suprem, căruia toți ne închinăm. Doar lui trebuie să se roage popoarele acestui pământ. Ființa supremă peste toți divinii din laborator este numită Tatăl Suprem. El este înștiințat de tot ce se petrece atât în laborator, cât și în cele 4 universuri. Se pune întrebarea, cum este el înștiințat? Tot ce se petrece pe pământ trebuie imediat comunicat guvernatorului pământului, care are gradul de înger căpătenie și este reprezentantul Tatălui Suprem. Funcția de guvernator al pământului a fost instituită chiar de la facerea planetei. Guvernatorul planetar a prezidat, prezidează și va prezida atâta timp cât există pământul. De miliarde de ani, el conduce această planetă. Funcția de guvernator planetar este permanentă, dar cel ce o îndeplinește este schimbat. Unul dintre guvernatorii Pământului este acum spiritul care, într-una din întrupările sale, a fost conducătorul evreilor din Egipt spre Canaan. Deja citesc în mintea cititorului creștin o idee retrogradă și un sentiment de contrarietate, dar totuși acesta este adevărul. Aflați că guvernatorul pământului nu este nici evreu, nici egiptean, nici creștin, ci este făuritorul unei religii, întemeiată din ordinul suveranului acestui sistem solar, fostul Isus, precum tot el, guvernatorul solar, a ordonat întemeierea celorlalte religii de către Buddha, Confucius și Mahomed. Guvernatorul planetar trebuie să fie la curent cu tot ce se petrece pe pământ,
iar la rândul său are obligația să înștiințeze pe stăpânul său direct, guvernatorul solar, de tot ce se petrece pe această sferă a împărăției sale, din punct de vedere politic, social, moral și spiritual. Guvernatorul solar este mai mare în grad decât îngerii săi solari și mai mare, bineînțeles, și decât guvernatorii planetari ai sistemului său. Din această cauză, el poartă titlul de Fiu de Dumnezeu. În jurul Fiului de Dumnezeu sunt îngerii săi, aspiranți la rangul de Fii de Dumnezeu. Ei sunt mai mari decât guvernatorii planetari. Guvernatorul solar, împreună cu acești aspiranți de Fiu de Dumnezeu, formează garda de înștiințare a unicului din laborator. Când sunt trimiși în misiuni, ei pot străbate spațiile universului de la un astru la altul, putând călători până în sfera divină. Divinul nostru guvernator solar posedă o memorie vastă. El a venit aici cu toată gama de materii și duhuri pentru a forma acest sistem pe care îl va prezida până la dispariția celei din urmă planete, soarele nostru actual. Guvernatorul solar este informat de tot ce se petrece pe alte astre, precum și pe planetele lor. El comunică mental părintelui său tot ce se petrece în sistemul său. Tatăl este înștiințat de evenimentele importante și nu de toate întâmplările mărunte, ca de exemplu un oarecare duh întunecat a încălcat legea divină și a omorât. Această faptă este lăsată în seama slujitorilor tatălui de pe planeta respectivă. În rezumat, Tatăl Suprem este înștiințat pe calea undelor, de guvernatorul solar, căruia guvernatorul planetar îi comunică tot ce se întâmplă pe planeta sa. Din timp în timp, pleacă din soare câte un înger solar în misiune pe fiecare planetă a acestui sistem. Orice înger al planetei noastre este un simplu înger planetar, dar orice înger solar venit în misiune pe Pământ se numește purtătorul de adevăr. Când un asemenea mesager solar se anunță că vine la noi, miliarde de duhuri pământești se înalță în văzduh și îl primesc în cântece, slăvind pe Tatăl Ceresc. El este primit de îngerii pământului, în frunte cu guvernatorul nostru, fostul Moise, și suntem cu toții fericiți prin faptul că privim fața orbitoare a celui ce ne este dătător de speranța unui nou pas spre progres. De regulă, mesagerul solar coboară într-o anumită perioadă a anului terestru, și anume la începutul săptămânii patimilor, și se înalță după terminarea ei. Câteodată coboară și în alte perioade ale anului. Nu există an fără ca acest reprezentant al Domnului nostru solar să nu vină la comemorarea patimilor Domnului. Cu peste 2000 de ani în urmă, un mesager, fiu de Dumnezeu, a sosit din laborator în soare cu ordinul unicului tată, ca guvernatorul nostru solar să se întrupeze pe Pământ. Supus ordinului, guvernatorul solar a coborât pe planeta noastră, însoțit de o ceată de aspiranți, fii de Dumnezeu. Mesagerul sosit din laborator a rămas în soare, ținând locul guvernatorului solar până revine la tronul împărăției sale. După întoarcerea guvernatorului nostru în soare, mesagerul tatălui s-a întors și el în sfera laborator. Suntem informați că acum suveranul nostru solar era așteptat să se întrupeze pe o altă planetă a sistemului său, în vederea evoluției morale și sociale a populației de acolo. Din cauza ideilor noi propagate în sânul populației planetelor împărăției sale, guvernatorul solar își atrage supărarea, urgia și pedepsa cu moartea asupra trupului său. El se supune cu umilință distrugerii trupului său, căci așa i s-a ordonat de Tatăl său Ceresc, în vederea evoluției supușilor săi. El se face om, dar nu este lăsat singur, ci toată ceata de mari divinități, aspiranți, fii de Dumnezeu cu care a venit, îi vorbesc. I se arată și îl încurajează în misiunea sa umano-cerească. Guvernatorul solar nu a venit să răscumpere păcatele omenirii, cum greșit se spune de cei ce nu cunosc tainele noastre. El nu a răscumpărat păcatul nimănui, ci a venit ca o pildă vie, ca reprezentantul unicului tată, pentru a schimba, prin forța învățăturilor sale, curentul de idei egoiste în idei altruiste. La baza tuturor ideilor sale stau tainele cerurilor și iubirea dintre copiii aceluiași tată.
vor vispiile. La sosirea nopții, omenirea se culcă și adoarme. Dar odată cu adormirea trupului, duhul fiecăruia iese din trup pentru a-și continua lucrarea spirituală. Către ziua, duhul se reîntoarce în trupul său. Toată această lucrare trebuie să rămână neștiută de omul trupesc. Așadar, unul și același duh are două activități diferite. 1. Ziua prin intermediul trupului. 2. Noaptea prin corpul fluidic. Dar de ce duhul coborât în trup nu știe ce a făcut în timpul nopții? Pentru că nu o permite trupul. Celulele trupului, sau mai exact forbispiile lor, întunecă amintirea și omul nu mai știe nimic. Într-adevăr, deși duhul uman este guvernatorul vastei colonii de celule ce formează trupul său, totuși aceste vietăți au și ele puterea lor, prin care întunecă memoria duhului. Astfel, sistemul osos este format din mii și mii de celule osoase, forbispii minerale, iar restul trupului, mușchi, sânge, organe, etc., este format dintr-un număr deosebit de mare de celule, forbispii vegetale. Prin urmare, duhul omului comandă ca un suveran peste un microcosmos format din două categorii de forbispii, minerale și vegetale. Firește vei întreba, dar forbispiile animale nu se găsesc în trupul omului? Nu. Omul nu posedă în el forbispii animale. În definitiv, omul este un conglomerat de forbispii, un duh om învelit în hainele sale fluidice, adică un duh asociat cu alte categorii de ființe, surioare mai mici, minerale și vegetale, care îl vor ajuta și la rândul său și duhul uman le va ajuta în evoluția lor. Așadar, și în acest caz, s-a alcătuit o sfântă treime, care lucrează împreună cât timp omul va trăi pe pământ. Când se va termina firul acestei existențe, forbispiile se vor dezagrega și fiecare își va relua libertatea sa firească. Va deveni de sine stătătoare. Cu altă ocazie am spus că există 4 categorii de forbispii, minerale, vegetale, animale și umane, făcute de 4 categorii de divinități insuflătoare. În realitate nu există decât 3 feluri de forbispii, minerale, vegetale și animale, care prin evoluție devin umane. Mineralul posedă numai voință, mișcare și memorie instinctivă. Memoria instinctivă a mineralului rămâne aceeași pe toată perioada existenței sale. Ea, deci, nu se dezvoltă. Prin urmare, forța de mișcare și memoria instinctivă a mineralului îi permite să-și mențină aceeași formă în vecii vecilor. Pe lângă voință și memorie, vegetalul posedă și cugetare, adică memoria ei nu mai este instinctivă ca a mineralului, ci este formată prin acțiunea cugetării, adică este o memorie reflectată. Animalul are o voință și o memorie în devenire și o cugetare mai ridicată decât a plantei. În fine, omul are voință, memorie și putere de rațiune. Forbispiile și duhurile s-ar putea vedea. Tot ce se vede pe pământ a fost realizat mai întâi în spațiu sub formă eterică. E o nefericire că omul trupesc nu cunoaște nimic despre lumea cauzelor a tot ce îl înconjoară. Această stare va dura până când, evoluând, omenirea trupească va obține vederea spirituală a formelor care plutesc prin spațiu. Chiar de pe acum s-ar putea vedea aceste forme prime dacă omul și-ar construi un aparat bazat pe electricitate și adaptat la un fel de microscop. Cu ajutorul acestui dispozitiv de mărit, omul ar vedea prin ochiul său trupesc diferitele fluide care circulă prin spațiu. Acest aparat va avea lentile de mărit, dar nu prea multe. Va fi și nu va fi propriu-zis un microscop. El se va compune dintr-un tub, având o asemenea dimensiune încât să poată intra în el un om. De la un capăt la altul va trece un fir de aramă, asemănător celui folosit la conducerea curentului electric. Acest tub va fi golit de aer și umplut cu un anumit gaz, întâlnit în atmosfera voastră, dar pe care n-am învoirea să vi-l destăinui acum. Dând drumul curentului electric, veți vedea prin una din lentilele oculare cum pe firul din interiorul tubului curge o apă de lumină și foc, curentul electric, unul din fluidele din natură.
Iată primul pas făcut în vederea observării fluidului. Această experiență trebuie făcută într-o cameră întunecoasă, pentru că lumina zilei nu va permite să se vadă nimic în jurul firului. Dacă în interiorul acestui tub mare se va introduce un al doilea gaz, tot din atmosfera voastră, și se va porni curentul electric, veți vedea anumite sfere luminoase care suntem noi, duhurile. Prezența acestui gaz pare că ne face incandescenți și prin ocularul care ne-a mărit ne veți vedea destul de clar. Prin urmare, viitorul aparat va fi un tub mare adaptat cu o serie de lentile care măresc, un fel de microscop, străbătut de un curent electric umplut cu două elemente gazoase. În acest tub vor putea intra tot felul de duhuri, forvispii și particule fluidice. Duhurile umane pot aduce în afara tubului forvispii animale și observatorul va constata că acestea se înțeleg între ele, căci omul are puterea să comande mental forvispiilor umane și acestea celor animale. Așadar, forvispiile au inteligență și înțelegere. Ca înfățișare exterioară s-ar părea că nu există nicio deosebire între ele și totuși se deosebesc prin experiența și nivelul diferit de evoluție dintre ele. Dacă în acel microscop veți introduce un om trupesc, astfel încât capul să-i fie ferit printr-un anumit procedeu sau să-i rămână afară din acest aparat, veți observa că trupul omului nu se mai vede. În schimb, apare o ceață fluidică luminoasă, ceva mai mare ca trupul său și de aceeași formă cu el. Acesta e corpul său fluidic sau perispiritual. În interiorul acestui corp eteric se vor vedea toate organele sale cu formele lor, toate fiind fluidice și fiecare având o culoare specifică. Intrând în acest tub, un mare duh al nostru, un medic spațial, pentru a face câteva experiențe, veți observa fapte uimitoare pentru voi. Așa, de exemplu, dacă medicul nostru aplică anumite fluide în dreptul unui organ vital al omului introdus în acel tub, veți auzi că omul se vaită că îl doare acel organ. Dacă acest medic nevăzut aplică organului bolnav al omului introdus în tub un alt fluid, el va declara că nu mai simte nicio durere acolo unde îl durea. Aceste îmbolnăviri sau vindecări sunt momentane, făcute numai în scop experimental. După terminarea experienței, se revine la starea de sănătate a omului pentru a nu se împiedica cursul destinului său. Din aceste experiențe veți înțelege că alături de voi există o altă lume, eterică, invizibilă ochiului vostru. În atmosfera care vă înconjoară plutește o mulțime infinită de forme, de diferite naturi, forvispii minerale, vegetale, animale și umane. Între ele există o diferență esențială, după felul cum sunt compuse. În general, forvispiile minerale sunt mai mici decât celelalte. Noi le numim pulbere minerală. Alături de ele se găsesc forvispiile vegetale, care vor intra în constituția corpului plantei. Ele vor fi conduse de un duh de plantă. Prin spațiu plutesc puzderie de forvispii animale și umane. Noi, duhurile, am fi muritoare dacă creatorul nostru nu ne-ar fi înzestrat cu darul de a ne hrăni veșnic și în mod automat. Hrănirea noastră constă în absorbirea din spațiu de fluide, de forvispii, pe care doar le alipim corpului nostru spiritual când suntem duhuri libere și le asimilăm în corpul vital când suntem întrupate. Această materie vie, fluid alcătuit din forvispii, noi, duhurile, nu o compunem sau descompunem, ci numai o alipim corpului nostru fluidic. Hrana noastră nu mai pregătim după cum o pregătiți pe a voastră, ci o găsim gata pregătită în spațiu. Noi nu facem decât să o absorbim și integrăm corpului nostru fluidic. Fiecare duh atrage automat numai hrana potrivită trupului său fluidic. Astfel are loc o selecție printr-o atracție magnetică proprie fiecăruia. Fenomenul se petrece asemănător la duhurile libere, ca și la cele întrupate. Păpădia va atrage în dublul său vital o anumită materie, identică cu ea, iar trandafirul va atrage o altă materie, asemănătoare și compatibilă dublului său vital. În general, voi oamenii trupești, absorbiți numai cât eliminați, dar în perioada de formare și creștere a trupului vostru, când sunteți copii,
absorbiți mai mult decât eliminați pentru a vă mări corpul vital care, la rândul său, va mări trupul. De la o vreme, curenții mătură și transportă forbispiile până în sfera divină pentru a servi la alte forme de viață. Să recapitulăm. În spațiu sunt eu, Duh unic. În jurul meu se află forbispii dependente de mine care îmi formează vehiculul spiritual, iar în stare de libertate prin spațiu se află altele identice cu cele ale corpului meu. Grație acestor vietăți ultramicroscopice, mă pot mări cât de mult și prin eliminarea lor mă pot micșora cât voiesc. Constat că forbispiile au un instinct, o voință și o memorie proprie. Cele intrate în corpul meu nu vor intra niciodată în corpul unui animal sau al unei plante. Cu alte cuvinte, ele nu uită că au fost deja în corpul unui om sau că sunt destinate să se încorporeze în corpul unui om. Alături de mine circulă duhuri umane, animale și vegetale, căci cele minerale sunt închise în regnul mineral. A doua categorie de forme de viață sunt forbispiile umane, animale, vegetale și minerale, toate aflate în stare de libertate, forme care încă nu sunt duhuri, ci doar pulberea lor. Cei trei guvernatori. Omenirea terestră merge cu pași uriași spre progres. Suntem convinși că peste câteva secole omul trupesc va fi pus în posesia unui aparat cu ajutorul căruia ne va vedea și auzi. Atunci, certitudinea existenței noastre, a duhurilor și îngerilor, va înlocui necunoașterea și ignoranța omului de azi. Mă vei întreba, dar ce sunt îngerii? Îngerul este tot un spirit ca mine, numai că el și-a terminat evoluția umană, reîntorcându-se în sfera laborator, unde a stat câteva zeci de mii de ani, s-a supus la toate probele de acolo și reușind a reveni din nou în sfera creată pentru a împlini de această dată evoluția de înger planetar. Îngerul planetar va veni pe o planetă pentru a conduce evoluția fraților săi, duhuri umane. Când termină întreaga evoluție de înger planetar, se reîntoarce în laboratorul divin, unde stă alte câteva zeci de mii de ani, dând și de această dată examenul de rigoare. Reușind să ia acest examen, obține gradul de înger solar, după care vine din nou în sfera creată pentru a studia mai departe școala vieții, dar de această dată ca duh de astru sau înger solar. Când termină și această vastă școală pe toate categoriile de astre, se așează pe unul din marii curenți magnetici ai Universului și sosește din nou în laborator, unde va rămâne zeci de mii de ani pentru obținerea altor grade și mai înalte. Așadar, omul va evolua prin toate etapele planetare pomenite și devine înger planetar. Va evolua ca înger planetar din planetă în planetă, prin toate treptele de înger planetar, până va ajunge guvernator planetar. Odată atins acest grad, va deveni înger solar. Va evolua ca înger solar prin toate trei etapele solare și pe rând, prin toate gradele de sori, devenind înger laboratorian. Trei etape de înger au fost pe o planetă, trei etape pe un astru, trei grade în laborator. Și așa va fi din trei în trei până la infinit. Când trece prin cele trei trepte de înger laboratorian, va deveni aspirant de fiu de Dumnezeu, după ce ca înger laboratorian a fost creat de forme fluidice și apoi creator de materii fizice. Când va fi obținut gradul de fiu de Dumnezeu, îi se va acorda conducerea unui astru ca și Domnului nostru solar. Domnul nostru solar este alfa și omega acestui sistem solar. În scopul evoluției noastre, cu toții defilăm prin fața lui, el însă va rămâne până la sfârșitul sistemului său, aproximativ 10 miliarde de ani. Arta de a conduce un sistem solar este egală în mic cu arta de a conduce cosmosul. Din punctul de vedere al guvernării, fiul este egal în grad cu tatăl ceresc. Guvernatorul Pământului, conducând acest mic corp ceresc, din punct de vedere al guvernării, este egal cu tatăl și fiul. Prin urmare, avem un guvernator central, un guvernator solar și un guvernator planetar, adică Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Așadar, divinitatea la lucru este reprezentată prin trei. Câte trei conduc, dacă puterile lor este o unitate cosmică.
Ei sunt egali ca guvernare și totuși unul este Domnul Dumnezeul nostru. Așa fiind, eu ca Duh nu mă prosternez prin închinăciuni decât unului, ființei supreme a tuturor existențelor. Nu mă pot ruga decât unui singur Dumnezeu. Cine se închină la mai mulți greșește. Se cade ca omul să se roage unicului, deoarece guvernatorul pământului spune: Eu sunt Duhul adevărului și vorbesc și fac în numele Fiului. Guvernatorul solar, Fiul, spune din soarele său: Eu sunt Fiul lui Dumnezeu și în numele Lui fac ceea ce fac, în numele Lui leg și dezleg. Dragă frate, urmează ca omul să se roage, să mulțumească unicului Dumnezeu. La ruga lui astfel formulată, orice duh consacrat îl va ajuta. Conducerea pământului. Îmi propun să vorbesc azi de marele nostru superior, cunoscut de voi sub numele de Sfântul Ioan. Cine este Sfântul Ioan la noi? Voi îl socotiți între sfinții pământului. El însă e mai presus de un sfânt, este un înger, un spirit care prin evoluție a ajuns la rangul de primul între îngerii pământului. Cu altă ocazie, am spus că în jurul pământului există două zone, una mai apropiată de pământ, numită zona de trai și evoluția spiritelor umane, și alta superioară externă, numită zona de evoluție a îngerilor pământului. Zona îngerilor este împărțită în trei subzone, sfere fluidice locuite de trei categorii de îngeri. Așadar, există trei etaje suprapuse, sfere concentrice deosebite între ele, prin felul undelor care circulă prin ele și prin finețea fluidelor lor. Evoluția pământului cu tot ce este pe el este condusă de îngerii pământului. Această evoluție se face lent și durează miliarde de ani. Îngerii planetari au venit aici odată cu nebuloasa solară și au asistat la desprinderea pământului din soare, au asistat de la începutul existenței pământului și vor sta aici până la disoluția sa desăvârșită. Ei au asistat la toate peripețiile acestei planete și vor prezida și ordona tot ce va fi necesar ca viața de pe acest mic corp, praf pierdut în imensitatea sferei creațiilor, să ajungă la omega evoluției sale. În fruntea tuturor îngerilor se află o conducere treimică. Prin voință, gândire și simțire, această treime face un unu desăvârșit. Tatăl Divin a stabilit acest fel de guvernare în toată creația sa. Sfânta Treime este în toate, în compunerea materiei, în asocierea duhurilor, în conducerea creațiilor, etc. Primul din treimea guvernatoare a Pământului este reprezentantul Tatălui Ceresc pe planeta noastră. El veghează ca legile și voința Tatălui să fie aplicate mereu pe această planetă. Al doilea este reprezentantul Divinului Solar pe planeta noastră. El supraveghează ca legile Fiului Divin, hotărârile Divinului Solar, să fie îndeplinite întru totul pe pământ, căci guvernatorul solar nu face voia sa, ci în definitiv pe a Tatălui, care i-a încredințat această împărăție a spațiilor cerești. Al treilea întreimea guvernatoare a pământului este suveranul direct al acestui glob. El veghează ca legile și evoluția pământului să fie urmate pas cu pas, ordonând în numele Sfintei Treimi Planetare să se facă într-un fel și nu în alt fel. Sfânta Treimea Pământului este sub binecuvântarea Tatălui, dar instituită sub conducerea directă a Fiului. Cei trei guvernatori planetari sunt Alfa și Omega planetei Pământ. Ei sunt trei într-unu, reprezentând virtual pe unicul stăpân al lumilor, pe primul creator. Din timp în timp, aceste duhuri căpătenii îngeri se coboară la suprafața pământului, făcându-se și ei oameni. Primul dintre cei trei guvernatori ai pământului, Alfa Prim, a fost de multe ori întrupat pe pământ pentru luminarea și îmboldirea omenirii. În multiplele sale întrupări, a fost în India sub numele de Arjuna, în Persia Parsifal, în Asiria Rasik, în Egipt Hermes și Moise. Cel de-al doilea Alfa Secund al cetelor îngerești s-a întrupat și el de multe ori, purtând diferite numiri, dintre care cea de Sfântul Ilie și Ioan Botezătorul. În fine, cel de-al treilea guvernator planetar, Alfa Terț, a avut ca oricare mare lumină a spațiilor mai multe întrupări,
dintre care cea din urmă este cunoscută sub numele de Evanghelistul Ioan, iubitul ucenic al Domnului. Cu toții au fost oameni modești, oameni ca oricare alții, dar dincolo de ei se ascundeau lumini dintre luminile cerești. De câte ori guvernatorul solar a coborât pe pământ și s-a făcut om, a coborât și reprezentantul său din treimea conducătoare a pământului. Alfa Secund s-a întrupat în Ioan Botezătorul, înaintea suveranului sistemului nostru solar. Iisus a venit la reprezentantul său ca să-l boteze, dar Ioan a grăit. "Nu sunt vrednic să te botez." Iisus i-a răspuns. "Alfa Prim te-a ales pe tine, Alfa Secund, și eu cer de la tine botezul sfânt ca să cunosc puterea lui Alfa Prim, guvernatorul suprem al planetei Pământ, numit de mine în numele Tatălui meu. Alfa Prim te-a numit pe tine în numele meu, prin puterea mea, iar acum mă supun puterii mele care prin tine se întoarce la mine. Amin." Armonia desăvârșită domnește pe toate sferele create de Tatăl. Nimeni și nicăieri nu se poate plânge că i s-a făcut vreo nedreptate. Justiția divină dă dreptate tuturor, după meritul lor. Când Alfa Secund și Alfa Ters au fost deodată oameni pe pământ pentru a fi în preajma divinului guvernator solar, conducerea pământului se compunea din 7 duhuri. Alfa Prim, cei 3 locțiitori ai secundului, plus cei 3 locțiitori ai terțului. Extrem de rar s-a întâmplat în trecutul pământului să coboare deodată cei 3 alfa. În acest caz, locțiitorii au fost în număr de 3 ori 3, 9 asesori, duhuri, îngeri. În infinita sa înțelepciune, Tatăl a socotit că nu este bine ca numai unul să hotărască. De aceea, el a instituit treimea. Primul formează teza, al doilea stabilește antiteza și al treilea hotărăște. Totul se face după următorul model divin. Cel dintâi propune o teză, o părere asupra unei probleme oarecare. Al doilea respinge acea părere propunând alta. Al treilea judecă cele două păreri și apoi hotărăște. Primul nu are voie să argumenteze, ci numai propune. Al doilea nu are voie să fie de acord, să se unească cu părerea celui dintâi, de orice fel ar fi ea. El nu poate decât să emită o nouă propunere. Al treilea, examinând cele două propuneri, se poate uni cu una din ele sau poate prezenta o nouă propunere. Cuvântul său este hotărător. Lumea spațială a Pământului. Ai o părere rea despre politică și tot ce ține de ea. Motivul? Convingerea că interesul îi determină pe toți să se zbată, iar nu dragostea de propășire a celor mulți. Cu toate acestea, sus la noi, între multe altele, se face și politică. Toate afacerile terestre din punct de vedere social și religios sunt hotărâte în ultimă instanță de cei 3 guvernatori planetari. Pentru ca acțiunea lor să fie unitară, sunt legați unul de altul printr-un cordon fluidic solar, legătură divină făcută de 3 reprezentanți sau mandatari ai treimii solare. Trinitatea există pretutindeni, fiind o forță care lucrează din veșnicie. Prevăzătoare, divinitatea a orânduit forțe opuse peste toate miliardele de corpuri cerești, ca nu cumva să intervină vreodată arbitrarul. În fața acestei treimi s-a instituit și o treime opoziționistă. Deși cei 3 alfa sunt spirite de înaltă știință și sfințenie, totuși Tatăl Divin a socotit că e posibil să greșească, și pentru deplina siguranță armoniei divine, a instituit și forțe treimice contrare. În marile probleme de conducere și evoluție, prima treime propune, iar a doua treime, ocazional constituită, poate să fie de părere contrară. Forța treimică primă spune să se declare război între X și Y. A doua treime poate riposta, nu, să nu fie război între ele. A treia forță treimică hotărăște să fie război, dar nu acum. Prin urmare, nu există decât o singură conducere, Sfânta Treime Planetară. Dar în anumite probleme deosebite, prefaceri sociale, întemeieri de religii, războaie, se instituie un for compus din 3 treimi, hotărând a treia cea mai mică în grad. Dar hotărârea lor trebuie să poarte pecetea binecuvântării cu Amin, a stăpânului sistemului nostru planetar, a guvernatorului solar, care la rândul său se pronunță în numele Tatălui Ceresc.
Pe pământ, spiritul uman își face școala în trei zone sau nivele suprapuse, având forma unor sfere concentrice, de la suprafața pământului în sus. Deasupra lor se află al patrulea nivel al îngerilor. Așadar, planeta noastră are în jurul ei patru mari zone fluidice, trei umane și una angelică. Iată înțelesul celor patru evangheliști ai Domnului, cele patru zone fluidice fiind reprezentate concret prin patru cuvântători ai înțelepciunii Domnului. Botezul și cordonul fericirii. Destinul acestei țări, ca și al întregului pământ, este determinat și urmărit de conducerea supremă a pământului, de cei trei alfa, iar în jurul forului suprem stau cele 12 domnii treimice. Văzduhul eteric al pământului este străbătut din toate părțile de ordine venite de la centrul creațiilor, de ordine venite de la centrul solar și în același timp de ordine sosite de la forul suprem la globul nostru. Toată zona fluidică de jur împrejurul globului, groasă de câteva sute de mii de kilometri, este străbătută în lung și în lat de undele gânduri ale miliardelor de duhuri umane. Fiecare fel de gândire are lungimea sa de undă, ca să mă exprim în limbajul vostru terestru, pentru că noi nu măsurăm în metri expresia sau vibrația gândirii, ci după acordul nivelului evolutiv al celui care o emite sau recepționează. Precum v-am mai spus, noi suntem oameni ca și voi și ne place asemenea vouă să avem legături sociale. Voi sunteți atrași unii de alții după interesele voastre, după natura voastră trupească. Apropierile noastre au alte motivații, sunt determinate de alte cauze, afinitate spirituală, aplicarea în comun a legilor, prefacerea materiilor eterice, evoluția tot ce ne înconjoară și propria noastră evoluție. Alte resorturi vă îndeamnă pe voi, oamenii trupești, carnali, și altele pe noi, oameni cerești. Știu că vă întrebați de ce vă zicem carnali. Vă spunem astfel pentru că și voi și noi suntem oameni, dar voi aveți armura cărnii, trupul pe care noi nu-l avem. Corp fizic aveți voi, corp fizic avem și noi. Prin urmare, fizici suntem cu toții. Să nu te miri dacă afirm că și noi avem un corp fizic. Da, avem un corp format dintr-o materie subtilă fluidică, dar este fizică, iar nu psihică. Din materia psihică a fost creată scânteia mea și a tuturor duhurilor. Eu nu sunt numai o scânteie, o flacără fugitivă, un fulger. Eu sunt o scânteie învelită într-un corp fizic. Noi suntem oameni fizici pentru că suntem posesori de corp fizic. Că fizicul nostru nu corespunde cu al vostru este altceva. Totul este în raport cu mediul în care trăiești. Iată de ce vă zicem carnali sau oameni cu haină carnală. Așadar, noi suntem grupați în colectivități, fiind legați unii de alții prin legături de iubire și ajutor permanent. Alfa Prim, cel mai mare înger al pământului, transmite de la un capăt la altul al pământului unde gânduri. Ele nu sunt ordine, ci cuvinte de convingere. El se roagă Tatălui Ceresc și sfătuiește pe cei de sub el. În rugăciunea sa, Alfa Prim mulțumește mai întâi guvernatorului central al universurilor pentru tot ce a făcut, în numele Tatălui, al Fiului și al Marilor Sfinte Duhuri. Am spus altădată că în cer orice lucrare se face numai în asocieri treimice. Am spus că în lumea spirituală nu se lucrează individual, ci numai în asocieri de câte trei. Ei bine, despre această treime vreau să-ți vorbesc azi ceva mai pe larg. Frate, tu care stai acum în această cameră nu poți să-ți dai seama ce activitate intensă domnește în spațiile din jurul pământului. Noaptea afli și tu de această activitate, dar dimineața când reintri în trupul tău, nu-ți mai rămâne nimic în memorie. Apostolii vedeau și ei noaptea, dar aveau fericirea de a-și aminti ziua de tot ce au văzut sau auzit noaptea. Activitatea duhurilor este de două feluri, individuală și treimică. Poți activa singur, la ridicarea ta și a semenului tău, dar activitatea treimică este o activitate cu o sferă mai largă, în scopul de a influența mediul ambient, fie asupra celorlalte spirite individuale din spațiu, fie asupra celor întrupate. Pentru ca un duh să devină o forță treimică, trebuie să se ridice prin evoluție la un anumit grad.
Și îngerii sunt constituiți în forțe treimice? Da. Toți îngerii sunt grupați câte trei și uneori în grupe din ce în ce mai numeroase de forțe treimice. O treime este o asociere de trei duhuri, trei individualități unite printr-un cordon fluidic solar. Dar fericirea de a avea un cordon solar nu o pot avea decât după ce, cu veacuri înainte, au fost botezați cu botezul focului solar. Ce este acest botez? Plecat pentru prima oară din sfera centrală, spiritul uman este foarte mic. El este îmbrăcat într-o haină minusculă. Scânteia îmbrăcată într-un corp fluidic formează spiritul uman. Asemenea omului întrupat, care din copilărie crește până ajunge la mărimea omului matur, și corpul spiritual al entității spirituale crește mereu, în decursul miilor de ani. Una este mărimea duhului copil uman, alta mărimea corpului guvernatorului planetar și cu mult mai mare este corpul fiului de Dumnezeu. Corpul spiritului crește în cursul evoluției sale. Această creștere, făcându-se la vremea ei cu binecuvântarea anumitor duhuri de înaltă evoluție numite botezători. Frate, ai aflat de lumea îngerilor, de lumea sfinților și de lumea mesagerilor întrupători și destrupători. Acum a venit vremea să afli și de lumea botezătorilor. Cine sunt acești botezători? Ce rang au ei? Ce fac acești botezători? Un botezător este o forță treimică. Botezători individual nu există. Ei continuă rolul celor din sfera divină. Am spus cu altă ocazie că după ce a ieșit din capul de tată, particula sau celula divină a fost pregătită și îmbrăcată cu trei învelișuri, operații prin care a fost dememorizată de amintirea că e Dumnezeu. Acum Duhul e gata, dar în acest stadiu el nu știe să judece. Duhul este luat de anumite duhuri divine, aflate în laborator, și instruit, deprins cum să raționeze și multe mii de ani trebuie până dobândește rudimente de noțiuni abstracte, necesare evoluției sale de duh uman. Când în fine a fost îndeajuns de pregătit, este trimis într-un anumit sistem solar și într-o anumită planetă. În laboratorul central al tuturor creațiilor, duhul uman a fost botezat, adică înconjurat cu anumite materii fluidice, pentru ca el să dobândească facultatea raționamentului cât de rudimentar. Ajuns pe un astru sau soare, duhul copil uman nu este trimis direct într-o planetă, ci este luat în primire de anumite spirite solare, pregătindu-l pentru viitoarea sa viață planetară. Este necesară această pregătire din soare, căci duhul copil numai astfel va fi în stare să-și ducă viața într-o planetă oarecare. Adus dintr-o dată în lumea tatălui, în lumea duhurilor unei planete, duhul copil ar fi un imbecil uman, n-ar putea rosti în viața lui nicio vorbă. Ar avea formă de om, dar ar fi mai înapoiat decât un animal inteligent, câinele, un spirit evoluat al regnului animal. Adus din laboratorul creațiilor și trântit în lumea trupească, duhul copil uman nu ar ști nici să mănânce, căci nu ar avea cunoștință că trebuie să se hrănească. Ajuns în soare, duhul copil este dat pe mâna unor duhuri solare, numite botezători solari, care îl boteză cu anumite fluide pentru a-l face capabil să înțeleagă diferite împrejurări de viață și să trăiască în anumite planete ale acestui sistem solar. Așadar, sorii sunt și ei mici laboratoare, copii în miniatură după cel mare. Acolo sunt aduse alături de marile somită solare și neputincioasele și necunoscătoarele lor surori, spirite umane din prima fază. Aici, botezătorii solari le îmbracă cu o haină fluidică solară și apoi le supune la diferite exerciții necesare pentru viitoarea lor viață planetară. Așadar, aici învață ceea ce nu au învățat în laboratorul central. După studii îndelungate, aceste spirite de viitori oameni planetari sunt duse pe una din cele mai înapoiate planete ale acelui sistem solar, unde vor duce o viață aproape animalică. Aici vor învăța să mănânce și să se reproducă din instinct. Pe aceste planete inferioare, ele vor trăi foarte greu și reîntrupările vor fi scurte, moartea se cerându-le cu nemiluita. Ele au nevoie de un timp scurt de trai în lumea spirituală, revenind din nou la viața trupească pentru a învăța să se hrănească și reproducă. Cine i-a inițiat pe apostoli? Domnul i-a inițiat. De ce l-au părăsit atunci și nu l-au apărat?
pentru că li se interzisese omorul. Ei nu puteau ucide deoarece erau forțe treimice și, în plus, au fost inițiați ca oameni de Domnul Solar. Din instinct, treimizatul ca om trupesc nu ucide. El are o mare încredere în dreptatea cerului și a judecătorilor săi. După ce și-a ales apostolii, forțe treimice și după ce i-a inițiat ca oameni, Iisus le-a făcut cunoscută toată drama misiunii sale umane. De ce umane? Deoarece El s-a întrupat de la Sfânta Sa Mamă. De ce era sfântă? Pentru că și ea, fiind om, a fost mediumizată. Dar cine era Sfânta Lui Mamă? Era o mare forță treimică, venită din soare și s-a făcut om pe pământ în vederea misiunii de Mama a Domnului. În Scriptură se spune, de la Duhul Sfânt s-a făcut om. Ce înțeles au aceste cuvinte? Domnul Divinul nostru Solar a coborât cu câteva sute de ani înaintea întrupării sale, în atmosfera fluidică a Pământului, pregătind totul în vederea misiunii sale. De cum a sosit, el a trebuit să primească o haină planetară în jurul Duhului său, ca și orice spirit planetar. Stăpânul Pământului, reprezentantul Tatălui Ceresc pe această planetă. Așadar, el s-a născut din Maria, mama lui fizică, la fel ca orice om, și a luat haina planetară de la Duhul Sfânt, căci orice duh, fie el chiar solar, trebuie să îmbrace o haină planetară pentru a se întrupa pe pământ. De ce l-a îmbrăcat Alfa Prim planetar? Domnul și stăpânul nostru solar este fiu de Dumnezeu. El nu poate fi îmbrăcat decât de Tatăl său ceresc. Dar Tatăl Ceresc are ca reprezentant al său pe acest glob, pe Alfa Prim. Iată-l deci pe Alfa Prim terestru, în această împrejurare mai mare decât Fiul lui Dumnezeu. Întâi s-a întrupat de la Alfa și Omega planetei Pământ și apoi prin Maria. Spiritul mamei sale era un duh solar și anume unul din cei trei conducători ai lumii solare, unul din cei trei Alfa solari. De ce nu s-a întrupat Domnul prin intermediul unui înger planetar? Pentru că îngerii de pretutindeni sunt sub ordinele directe ale Tatălui Ceresc și nu ale Stăpânului Solar. Ei au venit pe acest sistem și pe această planetă să-și facă evoluția, dar nu sunt supuși guvernatorului solar. Îl recunosc ca stăpân al sistemului, știu că este Fiul lui Dumnezeu, dar nu lucrează după ordinele Lui. Îngerii se supun legii Tatălui și nu legii Fiului. Ei au venit aici, botezați cu botezul din laboratorul divin. Se întrupează îngerii vreodată? Bineînțeles, și îngerii se întrupează când li se încredințează misiuni de către Alfa, nivelului lor. Întruparea lor constituie un eveniment planetar, căci ei nu au venit aici să-și facă evoluția prin experimentul întrupării, acest experiment fiind rezervat în general ca o școală numai duhurilor umane. Atunci, ce este un om? Un om este un duh ajuns la rangul evolutiv numit om. Pretutindeni sunt oameni? Nu. Există planete lipsite de ființe trupești umane deoarece nu au spirite ajunse la rangul de om. Cele mai înalte ființe de acolo sunt ființe subumane. Acum înțelegeți că în biserici se fac rugăciuni la imaginea Sfintei Născătoare de Dumnezeu deoarece ea este o ființă supremă solară? S-ar crede că duhurile solare, fiind în soare, vor fi supusele oarbe ale Domnului. Nu. Nici ele nu sunt în mod absolut servitorii Domnului deoarece sunt îngeri și îngerii din tot universul țin direct de Tatăl și observă aplicarea legilor Tatălui, în care, bineînțeles, se cuprind și cele ale Fiului. Deși nu-i stau sub ordine, îl recunosc ca guvernator, deoarece este Fiul lui Dumnezeu. Sfântul Ioan Botezătorul este înger al pământului? De ce s-a întrupat? De ce i s-a supus? Pentru că Alfa Secund este reprezentantul Fiului pe pământ și în mod fictiv e supus lui. Ca înger, el aplică legile Tatălui, dar ca reprezentant al Solarului trebuie să aplice și legile Fiului. Așadar, Fiul, deși este mai mare decât îngerii planetari și solari, totuși sub el, nu se află în mod direct decât lumea oamenilor și a sub oamenilor din sistemul său solar. Lumea îngerilor nu-i aparține, ei sunt trimiși chiar ai Tatălui, guvernatorul central, pentru aplicarea legilor Tatălui și ajutarea la evoluția totului din orice sistem solar.
Nimeni nu poate critica înțelepciunea divinului creator, a guvernatorului central, doar cel care nu cunoaște alcătuirea lumilor și sublima lor conducere. Totul este perfect, chiar dacă bietul om este sortit durerii. Durerea este urmarea faptelor sale greșite, ele însăși fiind consecința ignoranței sale. De multe ori, durerea este urmarea greșelilor domniilor îngerești din cele 12 nivele spirituale. Făcând și ele școala lor evolutivă și aplicând-o greșit asupra umanității, omenirea va suferi. Îngerii sunt îngeri, dar perfecți nu sunt nici ei. Îngerii conduc, dar aplicarea nu o poate face ei direct. Tatăl Ceresc nu le-a dat puterea de a sili direct pe om să acționeze într-un anumit fel sau altul. Executivul, intermediarul între îngeri și umanitatea întrupată sau spațială, sunt forțele umane coordonizate, treimizate. Îngerii primesc instrucțiuni de la cei trei planetari și apoi le fac cunoscute omenirii treimizate. Forțele omenești treimice îi ascultă, convinși de dragostea îngerilor, devin adepți fidele ai vederilor lor, pe care vin să le propage lumii botezate cu botezul de foc al creștetului. Dar pentru că liberul arbitru domnește pretutindeni, uneori forțele omenești treimice nu împărtășesc punctul de vedere al îngerilor și se opun executării anumitor instrucțiuni. De aici rezultă experiențe uneori fericite, iar alteori nefericite. Toate aceste încercări, făcându-se pe spinarea oamenilor întrupați, urmează suferința lor în masă. Din cele expuse, se vede că fiul solar nu comandă îngerilor, iar îngerii nu pot comanda direct oamenilor. Însă îngerii caută să convingă pe oameni, arătându-le fericirea cerească, făcând experiența acestei fericiri cu ei, dar neputându-le impune.